Ți-ai luat creveți pentru primul oară la Cannes. Da. Nu mai mâncasem până atunci. Ba da, mâncasem, dar din aia nu mi-am luat... Micuți de corticaș, da, acum vin întreg. Aia pe care mai și trag eu la tigaie câteodată. Am înțeles, acum vin crevetele, la, crevetele la întreg. A venit ăla. În paste, grosul. Ia zi. În paste, la... deci cum veneau pastele, așa, pac, floși cu el acolo, cu ochi, cu tot, cu... Și am zis, eu nu mănânc așa ceva, nu știu, era 50 de euro, cred că era o porție de paste acolo. M-am dus pe... ca lumea, nu așa. La, unde? La McDonald's în Cannes? Era la McDonald's. Și bine ați venit la un nou episod de podcast Sa și Râs. Astăzi avem invitat în studioul nostru pe Ilona Vrezoianu. Spune bună, Ilona. Bună, bună. În cazul în care nu știți cine este Ilona Vrezoianu, rușine să vă fie, pentru că este o mare, mare, mare actriță a teatrului românesc, de comedie și nu numai, a cinematografiei românești. Da, și un maghiar. Și maghiare, și germane, și prin America face și foarte multe filme porno, dar o puteți poate urmări nu... pe OnlyFans / Ilona Ta For You. Poate o recunoașteți de pe Instagram din Familia Fălci, unde alături de Dan Rădulescu face niște story-uri extrem de amuzante care ne termină psihic de râs și de gelozie. Și mai nou joacă într-un spectacol la teatru de comedie cu Mihai Bendeac. Asta am avut reclamă să-i fac Ilonei, pentru că a avut să-mi dea doar 75 de lei. Am ținut în jurătură în gând. Când am auzit joacă într-un spectacol de teatru de comedie cu Bendeac, e dracu, dar cine te-a băgat foarte? Dar ce pulă sub? Ia vezi că uite, facem aici product placement, ți-a trimis aluziva și ție cafea. Mersi frumos. Fă și tu un story care trei copii aluziva. Știre în cancan, Maria Popovici a lovit-o cu 250 de grame de cafea pe Ilona Vrezoianu. Și pentru că Ilona Vrezoianu cântărește 46 de kilograme udă, acum este la spital. Mulțumesc, aluziva. Aluziva, da? Da. Am zis bine, da? Poftim. Păi Maria nu, face de unde s-o urmărească? Numai plasare de produse în emisiunea asta. Nu știi cine e aluz? Ba da, mă știu, e prietena ta. E prietena ta. N-auzi numai că a zis că nu vrea să aibă copii mai devreme. Ce să urmărească? Da. Nu urmărești că nu te interesează parenthood chestia. Păi ba da, mă interesează, dar peste vreo 10 ani așa. Auzi, dar tu câți ani ai acum? 30. Ai făcut 30? Da. Tu erai cu un an mai mică ca noi la facultate. Nu, eram la facultate, că eu n-am intrat din prima, Maria. Da, la facultate eram cu un an mai mică. Da, ești în 90 născut. Da, da. Și ai 30 de ani și vrei copii peste 10 ani, adică la 40. Da, da. Adică când copiii tăi o să aibă 10 ani, tu o să ai 50 de ani. Da, da, o să fiu țiplă. Ești nebună să aveți câte 10-20 de mii bagă în mine. Ești nebună. Numai în anul ăla. Păi ești nebună la cap dacă nu stau numai la tu estetician. Crezi că o să-ți mai ducă corpul de la ta băutură, Ilona? El nu mai duce de acum. Nu că o să mai ducă. El de acum are niște probleme. Adică... Nu știu cum e la voi, dar la mine se simte. Noi bem din ce în ce mai rar, pentru că eu am experimentat de curând, am fost la o întâlnire. Coma alcoolică, am experimentat coma de curând și nu mai vreau să o trăiesc. N-am ajuns până acolo, am experimentat pentru prima oară în viața mea, m-am murat la de două zile. Ai trăit vreodată să-ți fie rău a treia zi? Da, cum să nu? Da, băi, nu înțeleg, mă, ce aveți, mă? Cum adică? N-am pățit două zile de mahmureală. Da. Eu n-am asta, dar am ajuns să nu mai beau, pentru că am făcut din a bea o responsabilitate. Deci mi se pare absurd să te duci să bei cu gândul de hai să bem, dar puțin și până la ora aia ca să fim ok. Bă, mi se pare că ești în pericol de a te maturiza, sincer, ceea ce nu-mi place. Sunt da, acolo, știi? Da. Așa, sunt acolo și am cel mai în plăcere. Am ajuns să fac de asta. În timp ce beau și mă amețesc, sunt... Aoleu, stai așa, bă, să nu depășesc că pe urmă o să fie prea rău a doua zi, stai că am treabă. Și mă gândesc, beau stresat. Bă, bei care stresat. Nu mai e scopul de a bea. Ai mult mai multe responsabilități, lucrurile s-au schimbat și permiteți-mi să fiu singura care are tupeu să facă endorsement non-stop și reclamă. Ne-am pus pe noi hanoracele cu dus cu placa pentru că tragem de iarna asta cât a mai rămas să vă convingem să vă luați hanorace dus
duse cu placa, care au și polar pe dedesubt, așa să vă ajute Dumnezeu. Nu, nu, să ne ajute Dumnezeu să dea zăpada aia mare în martie. Am fost șocată când m-am dus la vizier, 800 de lei, vă rog, măicuța domnului, mi este martă. Să vină viscolo, urgie albă, furia, să îngroape București în zăpadă. 24 de lei zăpadă. Sunt cănile astea pe Ruvix. Hai și dacă niciuna, nici alta, pana mea, faceți-vă un cont pe Patreon, pentru că avem un nou episod de reality show care va fi foarte, foarte, foarte tare. Pare duminica a apărut, de fapt. A apărut duminica trecută. Dar din două săptămâni aveți episoade de reality care vor fi din ce în ce mai bune dacă o să strângem din ce în ce mai mulți patreoni. Da. Vă lăsăm link mai jos. Te-ai uitat la reality show-ul nostru, fă? Doar pe Instagram. Păi n-am cont acolo. Am înțeles, am tu. N-ai, 30 de secunde fata, pe Instagram. Fata, tu ești de $5 pe lună, costă? Abia, da. Abia bă, Bă, cine? Băi, deci... $5 pe lună, da, gândește-te, sunt 25 de lei. Măi, Maria, pe mine mă sună un băiat ăsta cu pensii private de 6 luni, că să dau 200 de lei pe lună să-mi fac pensii private. Păi și eu cer $5, îți dau entertainment, super marfă. Fumezi? Fumezi eu. Fumezi, ești fumătoare? Și-a luat bloc. Ai încercat brandul nostru de țigări, Nicu și Maria. Zici că a rămas ca și o pârlele alea, știi? A crezut că o întreb de droguri. Fumezi? Care și multe contracte, înțelegi? Băi, nu pot să spun că după aia trebuie să te omor, deci chiar nu acum. Fumezi să mori dacă nu așa am făcut. Bine, ok. Nu e exemplu bun. Ai vreo cheltuială gen la ordinul de 20 de lei pe care o faci recurent și pe un ceva poate nu atât de da, important? Băi, da, am una și mi-e rușine de ea, dar trebuie să o spun. La ăla mă îndur totuși, că mai am spectacole cu mișcare și mi-e mine de colegi. Dar da, am una, îmi plătesc niște aplicații pe telefon. Atât de proastă sunt, mi-e lene să recau pe alea gratis, așa că le plătesc, plătesc aplicații de... Aplicații de somn, am o aplicație care îmi spune cât dorm, cum dorm. Am crezut că de alea de... FaceApp. Nu e. Care te fac cu gene machiată când nu, aia plătești o singură dată. Eu am FaceApp și poți să spui filtre, știi? Marfă. Știi de ea? Deci te da, știu de ea, dar n-am nu folosit-o. Nu te modifică la față, dar să mai scoate un coș. Nu, dar te machiază, adică automat. Poate să te și machiezi, dar se vede că ești machiată în FaceApp. Eu am făcut prima oară FaceApp când a fost, nu știu, că acum un an sau când a fost moda aia. Că ți-a fost de să te bărbierești. Aia să te îmbătrânești. Știi că păi că suntem bătrâni. Da, da, știu. Ei, eu am plătit la aia, dar eu am bifat ceva acolo și eu nu mi-am aplicația, am schimbat telefonul între timp și cum am abonament la. Și dai 50 de lei pe lună. O dată cu netul ei și FaceApp-ul. Da. Băi, e ceva pe anul de asta și dai efectiv. 50 de lei pe lună pe ceva. Nu, a fost o chestie gen am plătit $15 pe un an. Dar eu cred că aia $15 se iau în fiecare an și eu nu mai am aplicația să intru contul, mail-ul, dezabonare. Să știi că și eu m-am gândit la asta, că am niște aplicații tot așa pe care le-am dezactivat și cred că am rămas abonată la ele. Dacă nu dai tu, sigur ești. Că de-aia am cardul gol, că altfel nu pot să-mi explic, că băi, nu cumpăr. Și nu dai seama că tu nu e extrasul să te uiți la astea mici. Și la un dat o să te uiți 11, 12, 13, 14. Mă, ce dracu, am avut vreodată România Turistică, știi, o aplicație sau o chestie de asta. Mamă. Ireona, tu vii de la repetiție acum, așa da, am auzit. Da. Repeți la un spectacol cu Mihai Bendeac? Da. Care s-a mai jucat? S-a jucat pe 8 martie și pe 9 martie s-au închis teatrele. Deci atunci am dat premiera. Ah, ți-am plăcut să-l jucați o singură dată, practic. Da, l-am jucat o dată, după care s-au redeschis teatrele, această veșnică, da. Veșnic futai și s-au deschis, am jucat iarăși de două ori. În octombrie. Aha. Și s-au închis la loc. Și acum urmează să jucăm din nou. Deci voi practic deci suntem... spectacolul are un an, are 3 reprezentații. Băi, ziceam ce nasol să repezi la un spectacol o grămadă, să-l joci o dată. Cred că și abia așteptai să pleci cu el prin țară. Să... Dar da. Vreau și eu să vin. Când e spectacolul? Păi 20 și... E weekendul ăsta, dar mai avem și weekendul viitor și mai sunt și vreo 4 în martie. Păi în martie aș vrea să vin. Doi pe bancă. Doi pe bancă. Ok, și sunteți doi? Noi, doi. Voi doi? Asta? Nu, cățe, așa că... E în două personaje? Exact. Deci și titlul... Deci va trebui doar o bancă, n-ați investit mult în el. Băi, asta... e o investiție, nu e chiar o bancă de din ce? Aia ați de care crezi tu. Din 5.000 de metal ca lumea făcută și cu primăria București. De fier forjat, da. De lucrătura acolo. Ai văzut că alea mișto? Sunt grele. Alea dacă ai turneu în Brașov să o bagi în dubă, ți-a lăsat mașina de cucură. De... Auzi, dar stai puțin că vreau să întreb, deci în martie joci de câteva ori, că vreau și eu să mergem la spectacolul ăsta în martie, dar dacă venim la spectacol, trebuie să plătim bilet sau că ne știm, ne dați invitații? Poți să-ți dau invitații. Cât e biletul? Băi, nu vreau să fiu, nu știu, dar din ce am văzut, cred că ieri am intrat pe site. Te-ai niște că nici eu nu știu cât e biletul la noi la spectacole tot timpul, că n-ai cum să știi. Cred că e vreo 70 de lei.
Așa, ne dai și nouă două invitații. Hai puțin, fii atentă. Hai nu două. Ne dai una și împărțim noi un bilet, după aia jumătate. Și să ne dai și separat și bilete. Unul într-o parte, altul în alta. Facem altă combinație. Păi oricum așa trebuie să stați. Cere și tu de la direcțiune două invitații, că ai doi invitați, și îți dau 70 de lei pe amândouă și facem combinație. Dar tu nu-mi dai nimic de la tine, tu îmi dai numai de la alții, Maria. Deci nu mai am încredere în tine. Fii atentă. Tu crezi că eu mai... dacă nu îți dau 70 de lei fărus de două invitații. Tu îmi dai cană să beau din ea care e tot cu tine. Îmi dai cafea care e tot de la tine. Tu nu e de la mine cafeaua. Nu e de la mine cafeaua. De la Aluziva. Heavy Shop. Îți dau eu acum 50 de lei pe două bilete. Ultimul preț. Fii atent. Îți dăm 40 de lei pe două bilete și nu te batem cu biletele. Ofer, rog, seriozitate, știi? Cum ar fi să mă vezi și pe la obor cu biletele de la teatru să le vând la suprapreț? Vezi că sunt puține, trebuie să joacă cu 30%. Bilete. La sala, la teatru de comedie. Da, la sala mare, da, sala Radu Beligan. Sala mare, mă, joc asta. Sala mare, mă. Auzi, mergem, dar stăm în sictir în sală, să stăm simtă. Așa. Băi, nu mai vorbiți, mă, așa, că voi care aveți, ați avut turnee, bine, acum mai aveți puține, ca noi toți de altfel, dar erați numai pe la polivalente, de-astea, pe la... Da, la închirea stadionul CFR Cluj. Nu, cea mai mare sală... Am văzut eu în story-urile voastre. Cea mai mare sală care există în România de închiriat, mă rog, la nivelul ăsta, nu săli polivalente, este Casa de Cultură de la Cluj, acolo, într-adevăr, vin 900 de oameni, dar restul... mai mare din România, iubire. Cum nu, ascultă-mă, nu e cea mai mare din România. La nivelul ăsta, normal că există și de 8.000 de locuri, cum au făcut Ordea, Badea și Micuțul. Nu, păi nu, i-au făcut sala sporturilor în Cluj sau chestii genul ăsta, dar există săli mai mari decât cât are Casa de Cultură a Sindicatului. Da, mă, la nivelul nostru de notoritate. La nivelul nostru, cel mai bine ar fi, asta e maximum, 800 de oameni. Am făcut alte două, unul după altul, de 900 de oameni. În Cluj, dar gen, e mai simplu să faci mulți oameni în orașele mari, știi și tu. Da. Ce crezi că îți poți fac story când sunt în Focșani? Ce? Gen, salut în Focșani, te mai cu 40 de oameni. Numai că acum oriunde asta te duci. Asta mi se pare excelentă. Acum știi cum e, mă întreba. E full, frate, sold out. Omule, ai avut de vândut 30 de bilete, normal că e sold out. M-a întrebat maica mea că diseară, adică astăzi 18 februarie când tragem podcastul ăsta, diseară avem show la Comics Club. Și mi-a zis, e lume? Și am zis, da mama, e lume, că sunt 50 de locuri cu diseară distanțare. Aveți? Da, avem. Da, vezi că sunt 70 de locuri. Cu distanțare. Da, avem. În ultima vreme de când s-a deschis am făcut câte 3 show-uri pe zi, credem, am început show-urile de la ora 1, pentru că efectiv... Noi ne-am bucurat că a fost cerere atât de mare, dar imaginează că faci spectacolul de 3 ori ca să umpli o sală. Da. Deja la ultimul când ești, nu mai dai glumele alea, le zici așa. Nu, mai. Îți jur că nu mă plâng, am o sete în mine să-mi bat picioarele și face orice. Gândește-te că am făcut show-uri în fața ecranului, live-uri de-astea, adică s-a dus într-un... Fac orice acum, nu mă interesează. Da, a fost o senzație așa, parcă nu venea să cred că văd oameni în sală, știi? Da, adică nu mai contează. Înainte, dacă vedeam, gândește-te la Comics Club, cred că în cap cât 200, cred că în cap 230, dacă tragi și perdeaua acolo. Dar acum că 70, nu mai îmi pasă, iubesc. Înainte aș fi spus că e sala goală, ce pula mea face, mamă, ce căcat dar nu, e joi. Da, și nu simți, nu știu, nu simți o oboseală dacă ai 2-3 spectacole într-o zi. Adică nu e chestia gen la al doilea ai mai puțin chef și la al treilea și mai puțin. Că... E foarte personal stand-up-ul, practic, e doar gândul da, tale. Da, și cumva poți să-l faci, eu fac asta dacă am... Dacă sunt obosit sau să zic că sunt două show-uri, trei, atunci îmi propun ca fiecare să încep diferit. Mai întâi improvizând. Chit că îi întreb, chit că zic ceva, știi ce-mi vine. Ca să-mi dea chestia de e ceva nou și mă țin în priză, știi, și după aia intru în material un pic. Nu intru mereu, bam, direct în text, știi? Dar voi nu vă blocați, adică nu aveți momente când nu știți ce să zic? Adică niciodată? Nu. Nu, da. Nu există asta cu blocatul, există alte chestii. Dar s-a întâmplat, am văzut oameni care au avut. Au avut gen blank, unii au zis. Mamă, nu știu, stați un pic, mamă. Dar merge la stand-up și merge să merge, zici. Merge, da. Că ești tu, nu e niciun personaj. Știi cum e ca la impro când nu-ți iese și oamenii râd că nu-ți a ieșit chestia aia. Și da, bine, dar asta dacă o faci așa, dacă te blochezi, zici, aoleu, ce emoții, aoleu, am uitat. Dacă o faci într-un fel funny, poți să o dai, știi? Vino la noi la show diseară, nu vrei? Nu, diseară n-am cum. Trebuie să-mi desfac un vin, mai am niște chestii, niște lucruri de rezolvat. Am niște sticle de... Ai un unboxing. Mama, asta vară, deci mi se pare că
a fost săptămâna trecută, dacă de mult timp a trecut, că asta vară am fost și eu la voi în emisiune la tine și la Marius Manole, da. Welcome us in our home. Mm-hmm. Frate, mai ții minte cât am băut în seara aia pe Zoom? Da. Deci efectiv a fost party pe Zoom după ce s-a terminat emisiunea Welcome us in our home. Am mai stat și am mai băut după aia Am mai stat și am mai băut până dimineața aproape, frate, dar am băut, erai tu cu prietenul tău, Marius și eu cu Mincu, că Mincu nu fusese în emisiune. Și efectiv, atunci am simțit pandemia la maxim, la modul că îmi venea să zic, frate, vino pe la mine, locuiești exact. Și la două minute de mine. Da. Și îmi venea să zic, frate, nu, ei n-aveau voie să vină la noi acasă, că era noapte și da. Nu se ieșea nici atunci noaptea. Și era în perioada când era lockdown, da, dacă nu mă înșel. Mai faceți aia pe YouTube? Deocamdată n-am mai făcut-o și urmează să o reluăm. Adică okay. Am trecut prin mai multe faze. Am terminat primul sezon cu un spectacol în aer liber, când încă aveai voie să faci în aer liber cu maxim 500 de persoane. Și cu măști. Care era legat de Welcome Us in our home. Da, am făcut o ediție live pe scenă. Ce marfă. La Arena Tei, în care am chemat oamenii care au fost și au văzut, care au fost în online, au venit live să vadă emisiunea făcută pe scenă. Ce marfă. Cu laptopurile, același setup, cu un proiector, adică tot ce se vedea. Adică ca și cum fiecare, deci nu era o cameră cum e așa aici să vă vedeți toți, fiecare la el acasă, asta era ideea și proiectația asta? Nu, noi am fost acolo live. Da. Ne-am luat același setup cum avea fiecare la el acasă, doar că pe scenă, cumva am adus tripticul lui Dan, că el avea chestia cu tripticul, canapeaua verde și tablourile alea trei ale lui. Le-am adus acolo, ne-am adus birouri, nu știu ce, am stat la laptopuri. Ce marfă idee, foarte tare. Și am transmis live pe un videoproiector imens, în aer liber acolo la Arena Tei, unde era și cu distanțare și cu tot, și au putut vedea și oamenii de acasă. Au fost 500. Am făcut și. Mamă, ce marfă, oricum, marfă rău emisiunea. A fost foarte caterincă. Și am strâns banii din donații pe YouTube, că poți să strângi din donațiile de pe YouTube, banii am donat, ce am strâns în seara aia de pe YouTube. Și am vândut 500 de bilete și au venit oameni, a fost extraordinar. Deci au venit oameni din toată țara. Deci serios? Nu sunt niciodată, da, pe cuvântul meu. Deci stăteam în hotel acolo, că aveam niște camere la hotel până să intrăm, să ne machiem, să ne aranjăm, să nu știu ce. Și mă uitam pe geam, vedeam toată parcarea, cum veneau mașini din Tulcea, din Baia Mare, din Satul Mare. Din... Băi, ce tare! Mamă, ce tare, ce-a frate! Fost... Ce marfă! Am făcut și noi odată podcast live pe... acoperiș la TNB acolo astăvară. S-au făcut show-uri de stand-up și am avut super mare emoții. Mi se părea atât de ciudat pentru că tot trăgeam să-i fac să râdă, că sunt obișnuită să... Dacă văd un public live, am nevoie asta de feedback pe loc pentru că fac stand-up de atât de mulți ani. Dar era ciudat că Mincu zicea, bă, e podcast, nu trebuie neapărat să te chinui să îi faci să râdă, dar nu puteam să mă țin, căutam ceva, că nu voiam să au liniște, și nici nu ai am avut super mare emoții. Da, nici nu poți să obții râsetele pe care le auzi la un show, îți dai seama că nu erau, n-am făcut la podcast, nu știu ce nebunie. Și era ciudat că parcă îi simțeai cum te privesc așa din întuneric. Deci tu trebuie să fii și natural, că asta e ideea la podcast, să fii cât mai natural să discuți. Da. Dar foarte mișto. Și era abia episodul numărul 25. Da, ne simțeam și prost că facem asta live, adică avem 25 de episoade, dar pe efectiv era o joi liberă. Era o joi liberă și Narcisa, managerul de la 99, a zis, hai să punem ceva joi. Bine, ok. Și a fost foarte mișto. Ce tare. Da. Bine, noi n-aveam nimic pregătit, noi nu ne-am gândit cum o să arate, doar știam că trebuie să facem asta, că vrem să facem asta, dar nu știam cum. Bă, e foarte mișto, foarte tare. Adică tot gândit, așa, pe ideea de cum vorbiți voi. Ne-am liber, dat nu? Seama că vrem să invităm aproape pe toată lumea care a fost în emisiune. Aproape pe toată lumea. A, mersi mult, da. Deci de Nu, eu n-am fost invitată. Păi asta zic, de aia nu te-ai invitat. Cred că am uitat, sincer, nu știu, acum mi-am dat seama. Ai uitat că am fost în emisiune acum, după noaptea, adică, pana mea. Și care e culoarea ta preferată, Ilona, să schimbă subiectul? Mi-am adus aminte că Marius s-a dus să se culce după ce am stat și am băut în noaptea aia, ți-aduce aminte că efectiv nici nu se mai auzea ce sunul. Așa, deci pe cine ați invitat în afară de Maria? Au fost cam... n-au fost toți. Au fost toți câțiva care au urcat pe scenă. Au urcat pe scenă? Au urcat și pe scenă. Ia, lasă cafea asta. Băi, dar poate că te-am invitat și nu mai țin minte și ai zis că nu poți. Doi pe bancă. Foarte posibil. Nici nu citesc mesajele de la tine. Vezi, și asta zic. Doi pe bancă. Tu nu mă suni decât când ai nevoie de ceva, că probabil astăzi n-a mai venit cine trebuia să vină la podcast. Absolut. Trebuia să vină. Ai fost a opta opțiune. Ți-ară lista. Ți-a răspuns așa, nu. Hai, sună pe Ilona. Aoleu, cu ai trebuie să sună pe Ilona Brezoianu. Hai, mă, lasă, că poate să te descurc, hai să sună. Hai, mă, sună totuși.
Ah, stai că voiam să știu ceva. Hai, hai, zic cum au fost. Deci i-ai chemat pe unii? Da, pe unii am chemat, au urcat pe scenă și a fost așa. A venit Rodica Mandache. Așa. Doamna Rodica Mandache. Ia să am înțeles. Voi... Ce era să cauți după Rodica Mandache? Zici și tu. De ce? Așa, a fost Medea Marinescu. Uite, au urcat pe scenă la pian. De la teatru, de la... Nu, îți dai seama. Nu, nici Dan Pian. Efectiv, rudele de la oraș. Efectiv, asta au chemat. Exact. Eu chemam pe ăștia, mă. Da, băi, am chemat pe cineva care să ne mai curețe puțin de, știi? De... De seama, dacă veneam eu, belea spula, pleca lumea acasă. Da, mă, stai puțin să mă gândesc, am super multe întrebări. Vrei să întreb tu ceva mai întâi? Că mereu întreb eu. De ce n-a schimbat-o? Pe Maria. Da. Dar aia urcam, eu nu m-am uitat atunci când a fost Maria, m-am uitat un pic. Aia e ca un podcast, adică e improvizat sau aveți subiecte pregătite? Ca un talk show, nu? Da, ca un talk show. Și aveți subiecte pregătite dinainte? Adică nu am avut niciodată. Vorbim despre asta? Nu. Nu, vedeți ce... Sigur că depinde și de ce invitat ai, că dacă e un invitat mai... Știu că ați avut-o la un moment dat, cum o cheamă pe cântăreața de operă? Angela Gheorghiu, da. Ați avut-o la un moment dat invitată și știu că mi-ai spus că v-ați pregătit pentru podcastul. Ne-am pregătit. Că a fost înregistrat, nu? A fost înregistrat, da. E și altceva, îți dai seama. Ne-am pregătit, am fost super informați. Sigur că sunt, depinde pe cine inviți, că așa noi între noi, ca și colegi, putem să vorbim orice. Liber, da. Dar na, dacă inviți, nu știu, am avut de exemplu pe Damian Drăghici. N-am socializat neapărat normal, de cele normal. Mai multe ori și atunci am zis, băi, hai să ne pregătim să avem totuși și câteva întrebări, că nu poți chemi omul și să zici și ce ați mai gătit. Am observat și asta în ultima vreme, că cel mai bine mă simt când sunt chemat la un podcast și acolo e cel puțin un actor sau un stand-up comedian. Nu știu, pur și simplu avem chestia asta și de improvizație și să vorbim la liber și n-ai vreun stres, știi, nu e doar o chestie serioasă, știi? Da, n-ai un stres, curge așa foarte e. Ușor, n-ai un stres de, mamă, ce răspund. Foarte mulți, adică, noi avem asta de, ia, cum arătăm aici, cum dăm, să nu zic o tâmpenie, să stau nu știu cum, știi? Foarte mulți artiști sau vedete mai mari au mult mai mult grijă de imaginea lor decât suntem noi, suntem așa. Eu cred că mulți oameni au grijă de imaginea lor. Eu cred că tu dai un exemplu prost în sensul în care eu cu tine și Ilona nu ne pasă exact de imaginea noastră. Frate, știm o grămadă. Aș putea zic absolut toți din stand-up comedy dacă stau așa, dacă vorbesc zic o glumă dură, n-am niciun stres. Înțeleg. Actori, mai știu grămadă. Dar și Anca, restul invitațiilor. Anca Dinicu nu cred că are vreun stres dacă vine la podcast să fie vreun. Da, mă, da, dar gândește-te că și pentru că ăsta e un cadru super relaxat la noi în studio unde stăm la o discuție. Acum, dacă te duci la o emisiune undeva, normal că ai un pic de morcov în cur, că nu mai ești în mediul tău, nu ești oamenii pe care îi cunoști. Dar uite că și tu ești serioasă acum, să mor eu dacă nu. Unde ești mai serioasă? Mai serioasă. E mai serioasă, ea nu e așa, să știi. Păi dar stai mă acum puțin că e trei și nici n-am băut nimic. E și trează. Dar nu, așa e, și eu am constatat că în general vedetele, mă rog, am pus ghilimele. Ai pentru pus că ghilimele sunt și pentru foarte... că doar noi două suntem vedete în mod normal, dar restul oamenilor. În general, au chestia asta față de cameră și față de cum stau și așa mai departe. Da, frate, dar tu știi că în ultima vreme realizez că de fapt e important? Am fost în tot felul de cadre și de situații în care îmi dădeam seama, frate, ce cauți tu aici, știi? Și toate femeile erau, bă, au avut grijă, cum arată, cum le e părul, cum le e ținută și eram și eu acolo așa. Vreau, doamne, frate, bă, de Maria, ce nu m-am... lasă-o în pis, da, mă, si stai și tu mai dreaptă. De ce nu te-ai dus la manicură înainte? Bă, sunt atentă la vezi, fiecare Maria, detaliu. Vezi, Maria, de-aia stau cu mâinile așa, uite-te acolo să vezi. O să-ți dai seama de ce stau de la început cu mâinile așa. Auzi, dar oare e ceva în neregulă cu noi? E ceva în neregulă cu noi, nu? Că nu suntem... Bă, nu cred că e ceva în neregulă cu noi. Cred că pur și simplu unii sunt așa mai atenți la imaginea lor, unii mai puțin. Eu în ultima vreme pot să zic că sunt poate un pic mai atentă ca și tine, că de exemplu și tu acum ți-ai făcut o baie înainte să vii aici, că se vede. Stai adică puțin să mă gândesc. Mi-am făcut pentru că am făcut dimineața sex. Ah, ok. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu te cred că Mincu și-a luat pastilele de spate. Nu, că după ce am făcut sex te-am frecat cu rumala aia pe spate, că te durea mijlocul. Nu, dacă ai o filmare te speli. M-aș fi spălat oricum. Păi tu te speli pe cap că când ai o filmare ca să ai volum sau ce. Păi pe cap, dar nu pe corp. Îți păi bași capul în cadă? Ai spălat o parte din corp? Tu ai spălat azi o parte din corp ca să vii? Am spălat. Aia e important. Vezi? Înțelegi? Auzi, mă, stai un pic. Voi nu uneori nu vă spălați pe cap că doar băgați capul în cadă și vă spălați? Băi, eu am făcut asta rar, recunosc, dar nu pentru că, doar dacă mă grăbesc foarte tare, dar mie îmi place foarte mult să stau în cadă, deci asta e marea mea plăcere în viață. Mie nu prea îmi place să mă spăl. Mi-e foarte lene. Da. Serios, nu glumesc. Mi-e foarte... Oamenii cred că eu glumesc, dar eu chiar nu glumesc. Mi-e foarte lene să mă spăl.
Adică o fac, dar cu păi nervi. Tocmai asta, ai cadă? Am cadă. Păi stai, fată, în cadă și nu te mai sperie, doar stai acolo, că tot apa aia tot își face o treabă, adică tot lucrează ceva. E doar să moie, da, și exact, stă la muiat așa. Stau la muiat și după aia ies și zic, gata, hai că m-am spălat și azi. Nu mă, frate, uite, eu mi-am, nu știu care e faza, chiar încerc cât de cât să am grijă de mine, dar m-am dus mai devreme la croitor că mi s-a desfăcut un tiv la niște pantaloni și a zis că rog frumos să-mi facă tivul și a zis că trebuie să mi le facă pe amândouă, n-are cum, și am zis ok, sigur. Și mi-a zis, dai 25 de lei, să știți. Am zis, da, e ok. Și mă iau, coi, ce bună mea. Și după aia, înainte să plec, mi-a mai zis toată, 25 de lei, da? Și mi se pare că arăt ok, adică am investit într-o geacă de calitate, nu știu, mi se pare că sunt în ultimul hal, dar am simțit-o și am zis la Mincu după aia, eram pe stradă și am zis, frate, arăt așa un om de trebuie să-mi zici de două ori că e 25 de lei? Și a zis, ai zis că da, arăt așa mai a studentă eu când nu, merg pe stradă. Nu, arăt ca și cum ți-ar sta rău cu 100 de lei. Și nu te-ar încurca așa. Auzi, dar nu-ți imaginai că la vârsta asta o să fii deja cu paltonașe, cizme cu toc și o geantă care n-arată ca geanta aia cu care veni să te zici că te furi telefoane în metrou în pula. Deci, eu dacă tu ai intrat cu geanta aia la mine în magazin, eu și paznic, aș sta după geanta tine și în cabina de probă. Să știi că am intrat cu ea într-un second hand și m-a bănuit chiar și acolo. Stai, 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 stai că te doare nici locul. Aoleu. Și-am și făcut sex azi, săracu. Să mor eu dacă nu mi-e milă. Uite cu ce geantă a venit. Deci nu mi se pare că fură telefoane în metro cu ei? Păi da, dar am și textul, am și pe toate aici. Auzi, da, asta se transformă în cort, geanta asta? Era tare. Da, faci un camping, faci odată așa, știi, și se deschide cortul. Era tare. Ia povestește-ne care e faza cu bicicleta, că am sunat, mi-a zis... Am sunat-o pe Ilona ieri când ne-am hotărât la 8-a variantă să o chemăm la podcast și a zis că... După ce ne-a dat seama că a murit Radu Beliga? Și a zis că o să ia un Uber, că nu mai are bicla, că îi se făcea rău pe bicicletă. Că îi se făcea rău pe bicicletă, că îi se face rău de la efort. Se face rău, da, de la efort. Da, mă, mi-e rău, deci jur. Deci primul, caz de om căruia medicul i-a recomandat să nu mai facă mișcare. Niciodată. Zim, te rog frumos cum s-a întâmplat asta. Tu ți-aduci aminte că noi ne-am văzut la voi acasă astă vară, atunci mi-am cumpărat bicicleta. Când asta, ai venit tu, când da. A fost primul meu drum la voi cu bicicleta. Și te-ai plâns că ai urcat de alu. Pe noi ne leagă o chestie foarte intimă. Era prima oară când m-am suit pe bicicleta aia. Pe și te-ai prins 20 de minute, că ai zis că am urcat de alu ăla. Că era un pic de deal. E un pic mai mult de deal acolo. E inclinație mare. Deci acolo nu e pentru bicicletă, e pentru trotinetă, pentru bicicletă electrică, orice altceva, dar nu pentru bicicletă. Și atunci, în ziua aia când am venit la voi, mi-a fost rău pe drum. De mai multe, pentru că stă eu... la 5 minute. Stă la 2 minute cu aia. București, 6 km de pedalat în caniculă. Și am zis, bă, poate nu e corpul meu obișnuit cu asemenea. Cu pedalele. Și, bine, dacă vreți vă spun și când am fost la sală, că am fost și la sală o perioadă, ce au auzit băieții aia care lucrau acolo, n-au auzit în viața vieților lui, atâta că mi-am băgat și mi-am scos la sală. Te-ai dus singură de capul tău? M-am dus cu instructor, l-am făcut și pe ăla de râs, în fine, a fost nasol, gen, nu vreau să... Dar ce puteai să faci atât de greu? Că tuturor ne-e greu la sală și ne plângem. Frate, Maria urlă juram. Maria urlă ca și cum naște. Eu juram rău de tot, adică... Și eu jur, zic tot. Zic, băga mea și pula în ea de viață să-mi bag. Tot. Zic tot. Zic, de ce vrei să mă omorâți? Vrei să mă băgați în mormânt? Asta vreți? Vrei să mă distrugeți aici în sală? Vorbesc cu toată lumea, deși e doar una. Doar că, normal că o face cu glumă, nu e... Mă răcnet în sală. Vreți să mă băgați în mormânt? Și am observat... Eu așa eram. Da. Da. Mă omorâți, mă, ce-mi face, ce-mi drege, ce-mi știe. Uite, poate să-ți spună antrenorul meu, Răzvan, era un tip foarte mișto și, na, îți dai seama că săracul, i-am știrbit imaginea la sala aia. Eu cred că el n-a mai corcat pe acolo, după ce n-am mai fost eu la antrenamente. Dar de ce ai vrut să mergi la sala? A fost ideea ta? Da. Păi a cui? Nu, mă gândeam că poate ai avut o prietenă care zice, hai fată, eu merg la sală, hai și tu cu mine. Nu, pur și simplu am zis că, băi, trebuie să fac mișcare, nu știu, și a fost foarte funny, că m-am dus în primele zile și m-am întors acasă și ziceam, Doamne, ce bine mă simt, îmi venea să mut munții, înțelegi? Extraordinar să faci efort, să faci sport, să faci mușchi. Parcă simțeam și că s-a mai întremat corpul, știi? Dar era vrăjeală, îți dai seama că ajungeai și ți se părea că ești un pic mai așa, mă, că stă carne altfel pe tine. Dar chiar stă. Se simte, mai ales dacă n-ai fumat. Bă, dacă te duci de două ori, crede că nu cred că se întâmplă absolut nimic. Și dacă te mai și plângi de trei ori în ora aia pe care o faci, n-ai rezolvat nimic. Și m-am simțit foarte bine, recunosc, dar m-am simțit și rău în același timp. S-a făcut rău, a? Mi s-a făcut rău și mi-era rău și după ce veneam de la sală, trebuia să mănânc o banană că mi-era rău.
să fie ceva cu dulce, știi? Și o perioadă... Păi stai, mă, că scade glicemia. Da. Era singura de o ținea în viață banana până acasă. Și acas. Păi, Luna, vai morții, pe bicicleta aia venind de la sală. Ce, te întorceai pe bicicleta de la sală? Așa nu, dar nu, bă, cum să mă duc cu bicicleta? Eu îți mai spun la casă. Ora, ce dă-mi o banană, că mor. Deci am vândut și bicicleta, nu mă mai duc nici la sală. Deci bicicleta aia a fost singurul și primul și ultimul drum pe care l-am făcut eu. Atât? Doar când ai fost la noi acasă? Șervețel, stai că îți aduc eu. Ai în geantă, Maria? Da, stai un pic. Hai că, a, dacă n-am da. Și mâna. Hai că tu ai cortul ăla. N-ai o fabrică de hârtie în ăla? Și o cracă dacă ai, o transformă în hârtie. O crengă. Dar... poți să ne spui, de fapt nu contează asta. Cum ar fi asta să fi fost endorsement? Cât am dat cu bicicleta sau cu cât am vândut, ce vrei să spun? Cât cum am ar fi fost aia? Asta să fie endorsement, reclamă la șervețele, la un moment dat noi să zică, fată, îmi cur muci, ai niște șervețele? Da, noile șervețele. Stop muci. M-am uitat sincer de care sunt, că m-am gândit că m-ai scos ceva din geantă și m-ai zis ceva totuși. Frate, ți-am dat o cafea, pula mea. Ăștia, coi ăștia în America când fac podcasturi, că eu ascult podcasturi. Mamă, știi cum încep fără stres în mijlocul podcastului, vorbesc și zic, ok, sisteme de siguranță, sloboz la tavă, nu știu ce, vă recomandăm și continuă și lumea nu-i înjură că e conștientă că nu, ce la ei e o chestie oficială ca orice podcast să fie susținut de o firmă. Indiferent că e firmă, să zicem, șervețele sau că e un site de asta, de VPN, de nu știu ce, orice trading, știi da, ce nu spune? E acest... Da, nu asta că e susținut, și... lasă asta. Deci lasă că eu încerc ce spui tu, că orice podcast e susținut de o firmă. Eu îți spun că ei din când în când întrerup podcastul și încep o reclamă. Păi crede-mă, asta, nu neapărat la firma aia, poate să fie mai multe. Începe reclamă, păi asta zic, nu, dar în sensul că ei sunt obișnuiți că podcastul ăla... Așa se susține. Eu nu știu de ce oamenii cred că online, dacă primesc ceva, trebuie să fie, nu că gratis, că gratis e oricum. Dar nu înțeleg de ce lumea se supără la modul, România au chestia asta cu, păi ai pus reclamă. Pentru că... Păi știi cât costă o lumină, să moară Jean, am strâns 3 luni. Am zis în podcast cu Vlad, românii au frica că sunt, or să furați. Fie păcăliți da. Sau furați, știi? Călăi cu asta ceva. Cu frica de pe stradă, dacă te oprea cineva, era ca să-ți ceară ceva, nu ca să zic, uite ce mișto e afară. Nu aveam asta, era, aoleu, vrea ceva de la mine. Și românul a simțit chestia asta de, ce-mi bagă la pe gât? Îmi zice la mie că e bun, nu știu de ce. Da. Tocmai pentru că s-a simțit probabil furat. Constrâns, furat și ușor de manipulat. Și acum e, nu mă mai prostiți voi pe mine, exact, știi, un fel de efectul ăla de Și cu toate astea funcționează, adică încă oamenii cumpără. Da, funcționează, bă, da. Noi avem o comunitate foarte marfă și să știi că nu mă laud, dar în podcastul ăsta, efectiv, oamenii care vin la podcast, tot timpul se miră că, eu de exemplu nu citesc comentarii, că n-am răbdare și n-am nici timp, dar ăștia care vin invitați mereu intră și citesc. Și toată lumea zice, mă, frate, ce comunitate mișto aveți, că am fost în 1000 de locuri și cât hate am primit și la voi efectiv nu e hate în reacții. Și e o comunitate marfă care a înțeles și au făcut foarte mulți abonament pe Patreon, adică reality show-ul ăsta e efectiv susținut de fani, de-aia există, pur și simplu că azi când a intrat ai văzut că trăgeam testimoniale și așa. Doina e studentă la un ATC la imagine și mai lucrăm cu doi studenți pe care îi plătim, deci se propagă bine ăsta mai departe, efectiv super ne susținem fine, între da. Noi. Ei au parte de entertainment pe care și-l plătesc singuri, noi ajutăm alți oameni și mulțumim, apropo, lumea a comandat o grămadă de produse. Eu mai fac caterincă și așa, dar chiar iau chestii și... Pentru că e foarte important și ce anume vrei să promovezi și cât de selectiv o să fii în ceea ce vinzi. Că normal că la un moment dat nu mai are nimeni încredere în tine dacă o să vinzi orice, de la șlapi la... Da. Cum ar fi să avem aici o tară, bă, exact. Telefoane! Știi, magazinele alea dau până în tavan da. Din tavan sare o barcă gonflabilă și jos are și un bătător de covoare, de nu înțelegi deci cum mânca pe tot. Am filmat clipul de Valentine's Day cu Dan la Familia Fălci, ne-am dus în piață. Eu m-am dus la piața norilor, el s-a dus la piața la obor. Că voiam să cumpărăm Familia Fălci, Familia Fălci, e un proiect pe care Ilona l-are cu Dan Rădulescu, în care au pornit de la un filtru de pe Instagram care îți făcea fața grasă și fac două personaje de te caci pe tine de râs, o nevastă cu soțul ei și mai apar personaje, o amantă, nu știu ce, din când în când urmăriți pe Instagram, pe Ilona Brezoianu și Dan Rădulescu, crede-mă leșin de râs și mă rog, gata, spune. Mulțumim, Maria. Așa, nu, chiar și e chiar foarte funny, îmi place la nebunie chestia asta. Și luați-vă și cănile astea. Zicu de Valentine's Day când ne-ați filmat. Și ne-am dus să căutăm chiciuri din astea, în magazine, voiam ursuleți din aia
când apeși să zică ceva, să nu știu ce, baloane în formă de inimă, bă, pe care în anii trecuți să mor eu, le găseai peste tot, dă-le dracu, că peste tot erau. Bă, eu n-am găsit în Piața Norilor un magazin din ăla, băi, frate. Bă, n-am găsit un magazin de lucruri chinezești. De... Era prea în centru Piața Norilor. Trebuie să te duci mai pe Obor pe astea, cred. La Obor, ci că erau mai multe, mi-a zis, dacă păi a găsit mai multe. Acolo e epicentru, a găsit inclusiv o inimioară din aia cu pentru soția mea iubită, nu știu ce, știi? Acolo sunt astea, frate. Obor e the shit. E mare. Băi, îmi place la nebunia asta cu familia Fălci. Îmi place că există ca proiect acum de sine stătător și a pornit efectiv de la un filtru de Instagram. Îi povesteam Ilonei mai devreme în bucătărie că, băi, personajul pe care îl face Dan Rădulescu, îl cunoști fără să-l cunoști. Deci e unul care aproape la orice zice, nu, e ce trebuie. E foarte mișto. Mie, iartă-mă că asta vreau să spun, că noi doi aveam și noi o improvizație tot timpul cu Cornelia, doar că Mincu are un personaj ăla de bătrân care are și un pic de figuri cu Cornelia, te rog eu, mă, să aduci apa minerală de pe balcon. Știi, da, genul ăsta? Îl fac pe la, tot fac reality. Iubesc genul ăsta de Caterin, că deci e the shit. Tătăiță de aia, neniță, clasicul românul, așa. Băi, ăștia pe care îi facem, noi sunt ăia veșnic nemulțumiți de orice. Bă, da, de orice. Deci oriunde îi duci, lor nu le convine nimic. Da, nici ce la televizor, fare. Nici ce la... Da. Că vaccinul nu e bun, că ăla nu e, că COVID-ul nu există, că da, tot. Da, mișto. Mi le mai arată Maria. Eu nu prea mi-o ard așa pe Instagram la să urmăresc oameni, pur și simplu. Da, eu stau mai mult pe Instagram. Am două chestii la care mă uit. Nu te mai scuza, că eu nu ți-i uită la reality show-ul nostru. Și, nu, dar zic și mai mi-arată Maria așa și da, e foarte funny. Dar ce chestie, vezi, cum da, începe super, super. Dintr-un story. Și la incredibil. Un moment dat voiau să devină influencer și ea a încercat să facă reclamă la o oală. Coai, trebuie să-ți arate pe telefon, deci m-a terminat de râs. Mereu dădeau cut, nu e, dar nu e bine. O comparați, dar, nu, oala, nu știu ce. Cea mai funny bucată mi se pare aia, băi, în care parcă-l văd pe taică, mi-o jur, în care Dan eu, mă filmează pe mine când făceam reclamă la, cred că la centura aia era, că avem unul cu o reclamă la centură, care e de fapt brâul lui Dan de la motocicletă. Și noi am, na, am zis că e centru din aia de slăbit. Și a fost funny că la un dat Dan s-a filmat pe el și tot zicea, ce dracu are, mă, ce are? Ce dracu? Stai, m-am filmat pe mine, știi, din astea de... Da, 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 failuri, da. Din astea foarte de... Bun, cum foarte e taică-miu, care m-a sunat într-o zi și mi-a zis, mă, pui, el așa îmi zice. Mi-a dispărut agenda de la telefon. Ce fac acum? Păi, da, unde să știu? Fă-ți alta, habar n-am. Maica mi-a răspuns odată la telefon acum mulți ani. Eu eram lângă ea. Asta e telefonul. Și a sunat și nu a fost acolo și... Alo. Asta e că nu se vede că alții ne inverse. Alo. Alo. Nu vă aud. Nu vorbiți un pic mai tare. Nu vă aud. Și mă, întoarce telefonul. E invers. Mama, când o sun cu FaceTime, mă întreabă de ce e pe speaker. Băi, n-am și am zis, da, mama, cum vrei să nu fie pe speaker? Cum poți să-l pui la ureche, dar să mă vezi în același timp? Exact. Da, da, da. Eu nu pot să înțeleg cum n-au putut să treacă. Deci părinții noștri chiar n-au putut să se obișnuiască cu smartphone-ul. Deși mai scrie pe WhatsApp, trimite, mai intre pe site-uri, știi? El folosește, poate un pic mai mult decât mama Marie. Dar tot e ceva un pic. Dar parcă ce te miri, mă, se... pentru mine încă nu știu tot la smartphone. Phone ăsta. Nu, dar tu nu ești un exemplu bun, că tu ca să cauți pe Google, intri pe Google, scrii google.ro și după aia se deschide Google. Ai și mai cauți. Povestit asta, nu mai faci nu ești un exemplu bun. Bă, uite, de exemplu, maica mea nu știu acum ce telefon mai are, dar avea un Nokia din ăla cu butoane, ea n-a reușit să facă trecerea asta la... Deși culmea e că, uite, a început să țină cursuri online, că ea și predă și ține cursuri online, dar cu telefonul tot are o chestie din asta cu nu, cum să, ce să pun pe ăla acolo, ce să... Eu știu cum am reușit să o conving pe maica mea cu smartphone-ul, că nu voia, dar eram plecați pe vremea când nu exista căcatul ăsta de pandemie, eram plecați tot timpul în turneu, la modul când prindeai weekendul să faci spectacole în București și plecai la loc. Și am zis, frate, dacă vrei să mă vezi, trebuie să-ți cumpăr un smartphone ca să ne vedem, pentru că altfel efectiv nu poți să mă vezi. Și am convins-o cu chestia asta și într-adevăr ne sunam non-stop cu FaceTime. Da, da, chiar. Uite, vezi, frate, cum e viața, că și cu tine când mai vorbeam, ne plângeam că, mamă, nu mai am timp, sunt plecat, fac, drag, nu știu ce. Și cum a venit chestia asta, frate, care ne-a schimbat viața atât de tare, că am dat-o cu totul altceva. Și podcasturi, Welcome Us in Our Home, Familia Fălci, reality show, s-au dus în cu totul alte zone. Reprezintă un spectacol de un an de zile, l-ai jucat de 4 ori, care... Asta e, nevoia te învață, știi cum e, n-ai ce să faci. Și tind să cred foarte tare că n-am
încurajat lenea asta artiștilor care, na, cu băi, noi n-avem unde să jucăm, deschideți teatrele, bă, cât vorbești și cât ții un speech din ăsta de oră, gândește-te, frate, pune 3 idei pe o hârtie și fă-le. Da. Că nu e imposibil. Da, perfect. Dar trebuie să muncești mai mult. Sigur, totul ți ia timp. Și inclusiv clipul ăsta, Familia Fălci, a durat 5 ore să-l facem. Da. Orice ți ia timp. Dar dacă ai și vrei să faci, poți să faci orice. Ai, da, prieteni, ai cunoștințe, te sun, Maria, dă-mi și mie microfonul, da, ăsta, că vreau să filmez ceva. Ai camera, nu știu cum, dă-mi și mie o la barieră. Ajută-mă să mă machez, poți să filmez ceva la tine acasă, frate, mă ajut și pe mine să car asta, e, suntem, da, da, dar în general, se poate. În general, actorul care joacă teatru e cumva obișnuit să-i zică altcineva ce să facă, știi? Că îi zice Micu... regizorul și îl cheamă la repetiții și în afară de că unii poate n-au acasă să-și pună o cameră sau ceva. Sunt obișnuit să... Bă, îmi pare rău, trebuie să te contrazic. De ce? Pentru că și noi am jucat o lungă perioadă de timp teatru în independent și aveam regizorul care ne spunea ce să facem și de fiecare dată când a fost nevoie de o schimbare, de orice, am reușit, frate, am muncit, am alergat, din, exact cum spune Ilona, exact e imaginea asta în care vrei să faci un Insta story cu tine de Valentine's Day și alergi prin obor. Păi asta pentru că toate lucrurile așa pe care le-am făcut, gândește-te că acum foarte mult timp când nu aveam parte de nici măcar un strop de notorietate, am filmat cu telefoane vechi o chestie, se numea Game of Thrones, după o lună în Vaslui, mă refer acum 7 ani. Și am murit de râs și munceam la montaje pe un laptop vechi al lui taicătu și mai împrumutam și o dregeam. Niciodată n-am zis, da, da, poate nu au. Nici noi nu am avut. Așa, am, da. Dar și podcastul ăsta a început altceva, prin a fi filmat cu niște lavaliere vechi, fără lumini, la noi în casă sau în hotel sau pe unde am mai tras noi podcast. Și ușor, ușor acum avem un studio și două lumini și patru microfoane și invitați. Puțini actori au asta. Puțini actori au asta să facă... Puțini actorii au impulsul și puterea să facă mai mult decât ceea ce e mare păcat din punctul meu de vedere, pentru că, în general, oamenii care fac artă și care, na, pe care îi putem numi artiști, eu cred că au mult mai multe de spus decât tot ce înseamnă social media din ziua de azi. Da. Și e mare păcat că stau și așteaptă să li se dea sau să li se spună ce să facă, în condițiile în care social media e plin de oameni care, pe bune, da, să fim serioși. Sunt n-au... doar cunoscut că a pus o poză. Sau că de sunt undeva foarte buni pe a-și edita pozele sau, da, pe a-ți vinde anumite, da, lucruri, că băi, acum se cere să arate foarte bine cum ai plasat produsul, adică să arăți bine tu în fotografia aia cu produsul ăla, fără să ai nimic de spus despre, da, nimic. Mm-hmm. Doar să arate bine. Și, da, cred că ei ar avea mai multe lucruri de spus. Da, da, da. Păi asta cumva de-aia nici nu sunt la televizor, da, atât de mulți artiști, actori. Sunt mai mult vedete decât, adică, știi, pe TV sunt mai mult vedete decât actori. De-aia sunt și foarte și multe cântăreți vedete care joacă în filme, seriale, deși nu sunt actori la bază. Da. E și o chestie de atitudine din punctul meu de vedere. Nu aș vrea să intru foarte tare în subiectul ăsta, pentru că eu sunt un actor care n-a mai jucat teatru de mult. Din an în Paște filmez o reclamă, un film sau un serial, adică nu pot să zic că sunt în zona aia. Lumea mea s-a dus în cu totul altă parte, sunt stand-up comedian, eu centrez, eu dau cu capul, eu îmi scriu materialul, eu, adică nu e ca și cum am un partener de scenă de care trebuie să țin cont sau habar n-am. Dar eu cred că Ilona are dreptate din chestia asta, a aștepta să ți se dea sau a aștepta să ți se spună ce să faci, nu este ok în nicio meserie, nu știu cum să spun, adică... Ok, nu putem să fim toți între ghilimele lideri sau cum se mai spune acum, da, dar trebuie să iei taurul de coarne, frate, când ți-e greu. Da. Și eu cu toții am muncit, poate voi nu. Dar adică, foarte mulți sunt tu, executanți. Da, dar în facultate, aduți aminte, câte chestii făceam doar ca să iasă ceva, să pot să-mi iau țigări și vin sau ce voi la 20 de ani. Și aduți aminte câți colegi sau alții doar veneau, făceau și atâta. Adică, unii, dar unii sunt așa. Eu sigur că nu vreau să generalizez, că sunt convinsă că sunt și cazuri din astea în care oamenii chiar nu au posibilități sau noi am beneficiat. Absolut. În perioada asta. Pe noi cumva pandemia ne-a prins într-o ipostază în care suntem cât de cât cunoscuți. Adică poți să spui că băi, avem o bază de oameni care se uită la noi și noi ne gândim doar ce să le livrăm. Adică ei există deja. Sunt oameni care, da, nu sunt au de acord asta cu asta, dar gândește-te că de la chestia asta puteai să iei două căi. Puteai să iei calea în care spui, băi, eu sunt... cunoscut, mie mi-e frică să zic cunoscut, am un pic de notorietate. Păi asta, la asta hai să mă stau refer, cu nu cunoscut, în casă ci... și să mă plâng sau hai să fac ceva care, crede-mă, știi că vorbeam și mai devreme de chestia asta, mie mi-ar plăcea la nebunie să ajung aici, să mă așez și să dau drumul la podcast. Toate lucrurile de la a spăla vasele în bucătărie, a pregăti aici setul, a face, că se întâmplă multe lucruri în studioul ăsta,
sunt, e o muncă de 2 ore înainte să dai drumul la podcast, care la sfârșit arată cu 3 oameni care stau la masă. De, poate oamenii o să zică, ce pula mea e de făcut, frate? Și știi foarte bine că ți-a, cum ai spus și tu, pentru un story ai 5 ore, știi? Puteam să zic, bă, nu, eu sunt Maria Popovici, eu fac stand-up, eu nu, deci e pandemie, n-am bani, ce să fac? Pula mea, de toate, fac de toate, efectiv. Așa și trebuie, dar, na, vezi, e undeva la jumate toată treaba asta. Este, știi? Undeva la jumate. Sunt sigură că sunt, băi, sunt sigură că sunt oameni care au situații grele. Eu am văzut-o pe o colegă de facultate care a postat pe net despre un prieten de-al ei care e actor la Sibiu, joacă în independent și efectiv nu mai are bani și am trimis și eu niște bani. Nu am zis, e, pula, pune mâna și muncește, nu-s muistă. Numai că eu sunt un pic mai rece din punctul ăsta de vedere pentru că am trecut prin situații de viață îngrozitor de grele și în ziua de astăzi am niște probleme personale care sunt un pic mai grele și nu m-am plâns și am tras, frate, de la a juca în teatru independent, unde am jucat și împreună și știi bine că uneori plecam cu 30 de lei acasă, da, da, da. Amândouă împreună, da. Împărțeam un pachet de țigări dacă era și biletul de autobuz și am pornit și de la aia și am tras în toate părțile și mai fac eu caterincă când mă plâng, dar să moară măsa și mai și gătesc. Că zice asta, bă, stai că tu ai avut și noroc și sigur că am avut, eu nu ne că n-am avut nu noroc. Nu este noroc, nu poate să zic asta, nu este că noroc. Adică nu e cazul doar de noroc. De exemplu, am fost la concurs la Teatru de Comedie unde sunt angajat acum, am fost la concurs, concurs pentru care m-am pregătit 2 săptămâni de monologe, de învățat. Și pentru care te-ai pregătit de... ani de zile ca să ajungi să poți să dai concursul. Da. Dar n-am zis, bă, hai că e concurs, mă duc și eu. Bă, chiar m-am pregătit, m-am gândit cu ce mă duc, ce vreau să spun, care mi-e repertoriu, ce vreau să arăt în concursul ăla despre mine, să am toate așa, eram, ce vreți să vă zic, asta, 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 adică eram, știi? Da. Da, e clar că nu poți să te duci la o audiție la teatru și să spui, bă, n-am luat, că băi, eu aveam, n-am luat. Uite, apropo, că, până să intru la facultatea de actorie, eu așa credeam, pentru că nu știam, nu cunoșteam lumea asta deloc, credeam că dacă tu ești un actor bun, cineva sigur te va vedea, va veni, te va distribui exact, să te pună în valoare și tu vei ajunge o mare vedetă a teatrului și a cinematografiei românești pentru că tu ești bun. Așa credeam, chiar credeam, adică eram, bă, nu pot, nu știu ce... Eram naiv, eram tânăr, eram credul că există multe chestii și în meseria asta, ca în orice alt job în care vine unul care nu te place, care îți dă la joale, care îți bagă în față, unul care nu zice așa ca să se pune el în valoare, să fie așa și sunt toți și mulți au roluri că se, știi? Credeam, bă, dacă ești bun, ești bun. Bă, treci tu de zidul ăsta și de toate relațiile astea făcut. Nu, frate, nu poți să stai să zici, bă, eu sunt bun, eu stau, cineva trebuie să mă observe și mă va face și va valorifica asta. Și nu, și cred că în multe alte chestii, știi, mai ales acum că depinde de internet, adică nu mai e ca și cum dacă oamenii vor să vadă entertainment, trebuie să iasă din casă să ajungă la un teatru sau la un cinematograf. Poate să aibă entertainment în metrou, în drum spre casă. Și atunci e chestia în care trebuie să faci, știi? Cum zici și... tu, că și baza asta pe care o avem, baza asta de fani, și noi am început acum 7 ani să facem stand-up și acum 14, așa, acum 12, 13 să jucăm teatru și să ne pregătim pentru asta. Știi? Nu, ea n-a venit... Eu joc teatru de la 15 da, ani. Da, sigur, n-a venit așa dintr-o dată da. Să zici, bă, gata, hai că... Eu joc teatru de la 15 ani și prima oară când am jucat într-un serial TV aveam 16 ani, deci muncesc, de fapt, de 15 ani. Am jucat un spectacol pe holul Carrefour Orhidea. Când erai la ASE, student. Da, un spectacol de teatru... pe unde sunt magazinele pe hol, știi? Ai de capul meu, bă, băiat. E Ionescu. E o experiență. Cam noi pe hol la Carrefour Orhidea. Eu ieșeau cu cărucioare de la cumpărături. Mă opreau 5 minute, plecau, veneau alții. Dar chiar voi ați început să faceți stand-up în, la, acolo unde jucam noi teatru? Adică unde, da. Da. Acolo unde jucam noi teatru la Anculise, se făceau seri de open mic. Și noi toți stând la... show-uri de stand-up după spectacole de teatru și tot mergând la open mic, l-am dat eu, Mincu, Paul Alexandru, care e fratele lui Tom Alexandru, care e comedian, Florin Frățilă, Banciu, am zis, hai mă, să scriem și noi. Și eu, ultima, la mine a durat cel mai mult să urc la open mic, dar ăștia toți au urcat și le-a plăcut, știi? Și ușor, ușor... Din prima, adică n-a fost da. O chestie, din prima n-a fost o chinuială și o modul, mamă, e cam greu, mi-a plăcut nu, maxim, nu mi-a plăcut mult. Din prima a fost bine și au râs oamenii și am zis, opa, deci... Și apoi am tras foarte mult să mergem la open mic-uri, de-aia acum tot mă confrunt cu oameni care îmi spun, da, și vreau și eu să fac stand-up, pot să fac, vreau și eu să merg la comic să fac stand-up. Și vine să râd, să zic, da, scrie-te la open mic. Păi nu la open mic, boss, după 7 ani de stand-up acum sunt
headliner la Comics Club. Nu merge și că și eu sunt amuzant. Dacă, e o diferență foarte mare actor, de ești actor, tehnică. Dar stand-up-ul e altceva. Nu poți zici doar pentru că ești actor și ai putea și știi ce înseamnă să zici un monolog, să zici că așa e stand-up-ul și vii cu un monolog și zici fac stand-up. Niște etape pe care da, nu și prea mulți oameni folosesc termenul de stand-up acum. Am vrut să te întreb ceva apropo, Ilona, că spuneam în cu ceva mai devreme și m-a legat de o chestie. Evident că fără să dai nume sau să povestești situația, ai simțit vreodată în viața ta că ți s-a dat la joale? În carieră? Că au fost oameni care au vrut un pic așa să-ți dea la joale, să spună o piedică? Da. Ai simțit, nu? Da, da. Oare e o chestie universală sau e o chestie legată de breasla showbiz-ului? Pentru că eu observ chestia asta în tot felul de situații, pornind de la cele mai mici priviri la lucruri care chiar se întâmplă și ți se dă la joale sau ți se vorbește pe la spate. Nu știu răspunsul, dar o zic, o las pe Ilona mai întâi. Mie mi se pare că oamenii care vor să facă asta sunt clar invidioși. Asta e clar. Dar mă gândeam, oare e doar în breasla showbiz-ului sau există și în corporații sau în medicină? Există peste tot. Credeți că tot la nivelul ăsta de o privire, o uită pe aia, bam, bam, așa? Dar cum să nu? Pentru că e această luptă. Tu poți să fii un angajat bun într-o corporație pe 100, pe 10.000 de lei, dar dacă ai ajunge, nu știu ce, șef de echipă să coordonezi, poți să iei 20.000 de lei. Nu vrea nimeni, dar mai nu credeți că fie șef? E mai puternic în breazla showbiz-ului, pentru că noi oamenii din această industrie avem și orgoliu ăsta de a fi în față, de a fi văzuți, de a fi, și parcă se dă mai rău la joale? Nu cred. Nu cred că e mai puternică, cred că o simțim noi mai puternic. Pentru o luăm mai personal. Păi, pentru că toți, dacă ești într-o emisiune cu artiști, de orice fel, toți au un orgoliu puternic. Ăla care cântă, a vrut să fie primul pe scenă, să uite mulțimea lui, ăla care joacă teatru, ăla care face stand-up, ăla care, știi, toți sunt acolo. Așa, sigur că într-o corporație de 100 de oameni sunt câțiva care, bă, nu vreau, care nu vor să fie ei lideri și șefi și să fie admirați. Vor să își vadă de treabă, de viața lor, știi? Și atunci e ca și cum pui în aceeași cușcă toți cocoșii aia care se bat, știi? Îi pui pe toți și nu mai au loc unul de altul. Așa, dacă pui un cocoș care are 10 găini, ăla se simte bine. Și ai luat pe toți și sunt toți, bă, al dracu, se foaie mai mult ca mine, e mai nu știu ce. E clar, e exact. Pe mine a început să mă amuze, frate. Mai surprind uneori în anumite proiecte, situații, chestii, trestii, castinguri, priviri, știi, de la alte femei și privirea aia de ia fă, ia, ce faci? Și mie îmi vine aproape de zi, nu poți să faci asta niciodată în viața ta, dar îmi vine să zic, coaie, relaxează-ți în pula mea fața, că nu-ți iau acum pâinea. Ce dracu sunteți toate așa proaste? Toate parcă sunt. Se pune așa, se uită, se nu știu ce, se aude și mă gândeam așa, ori sunt eu prea, sunt prea naivă sau ceva. Băi, dar eu cred că la noi, pentru că noi nu avem funcții, noi nu țintim neapărat funcții, sigur, țintim niște roluri, dar noi nu țintim funcții. Eu cred că la nivel mare, așa, de oameni care, cum a zis Mincu, lucrează în corporație, acolo, frate, când unul vrea și sunt șase care vor să ajungă timp, cum... Lider, ceva. Da, așa, acolo chiar e, frate, mâncătorie și din aia. Și pe bani, mulți că probabil. Că la tine nu se duce nimeni la regizor să zică, nu la Maria Popovici. Crezi? Da. Eu cred că n-are. Nu la mine neapărat, eu îți garantez. Eu știu cazuri, știu situații de mesaje date cu ia-mă pe mine, nu-l lua pe ăla. Dar nu știi că te mai întreabă? Te mai întreabă dacă e ceva, ai vreo preferință cu cine n-ai vrea să lucrezi? Da. Există întrebarea asta. Ce s-a întâmplat asta cu întrebarea asta? Eu am primit întrebarea și întotdeauna am zis nu există așa ceva. Asta e întrebarea mea personală, ce am eu cu cineva. Niciodată n-am zis cu ăla, nu cu ăla. Nu pot, nu mai n-aș putea. Dar eu nu cred că ei întreabă degeaba. Cred că au fost cazuri și probabil sunt. Cred că depinde de ce ai de jucat. Sigur că dacă e o chestie mai intimă sau nu știu ce, probabil că te întreabă. Pe mine nu prea m-a întrebat nimeni dacă am neapărat așa preferințe, că dacă te întreabă așa zici, bă, da, aș avea niște preferințe. Eu cred că te și testează să vadă dacă ești muist. Da. Eu cred că te testează. Da. Auzi, Maria, tu ai cu cineva care nu lucrezi? Și eu mereu zic, nu, frate, eu cu nimeni. Eu n-am dat șef. Dar noi n-avem asta. Dar da, și după aia te duci păsezi și începi cu din alea. Băi, eu cred că testează. Eu cred că sigur au fost cazuri probabil în care... Dar mi se pare aiurea, mă, să zici. Ce dracu zici? Eu cu Ilona Brezoia nu lucrez. De ce? Băi, a venit toată la mine acasă cu bicicleta. Păi depinde, nu chiar aiurea. Că, da, adică mă gândesc că întrebarea asta vine dacă tu ai un rol important într-o producție și atunci producția costă foarte mulți bani și ei să nu aducă pe cineva care să-și dea în jos produsul și să-și îngreuneze munca. Da. Și tu atunci ești o persoană importantă. Bă, o vrem foarte mult pe Ilona. Dar Ilona are un bif cu Rodica Mandache, știi? Și nu, și voiam și aveam, adică să nu se, să nu este greșeala asta, că cineva
cine cheamă invitați la emisiune, știi? Nu știi exact ce prezentatoarea Ilona cu cine are o problemă. Eram odată, da, mi-aduc aminte că eram odată într-o cameră cu mulți oameni și erau acolo cinci care s-au purtat urât cu mine de-a lungul vremii și au fost muiși rău. Și persoana care făcea proiectul a întrebat, aveți pe cineva care nu lucrați de aici? Și m-au înghețat ăia cu aia. Și am zis, nu, eu nu am pe nimeni. Bă, dar înghețat, știi cum i-am văzut cum stau și bărbați toți, știi? S-au făcut așa. Și am zis, nu. Nu am absolut pe nimeni. Și m-am avut așa un fel de, hai cu hai, să lucrăm împreună, ce pula mea. Dar nu s-a mai făcut proiectul oricum, deci toată lumea este safe. Toată lumea avea ceva cu toată lumea. De toată lumea avea cu ceva, nu. Ceva. Spune cu bănuielile astea, știi filmulețul ăla vechi, nu? Nu. Nu știi? E un filmuleț foarte vechi pe YouTube cu un tip care ia o reporter, ia interviu că cineva i-a dăduse foc la mașină. Este unul de la așa făcut mare, masiv și foarte funny. Și am zis, știți cum e, că întreabă, bănuiți pe cineva? Sunt domnișoară, e și peltic așa. Știți cum e cu bănuile astea, că toată lumea bănuiește pe fiecare. Ilona underscore Brezoianu are cu vreo 12.000 de follower mai mult decât mine. Cum e? Da, capul meu. Păi da, deci... Hai de mine, ce m-am enervat pe loc. Tu ai mai, și, ai mai și zis să o urmărească acum. Care îndrăgostiți? Aia care o să te lase să dormi pe prești dacă nu vii cu ceva frumos în seara asta de Valentine's Day. Ia stai, mamă, doamne. Deci vă rog frumos să vă uitați. Dar nu poți să pui doar audio. Cred că înțelegi? Cred că da, mai degrabă punem, dar nu știu, cu copyright. Că nu cred că poți pune video în YouTube-ul ăsta. Nu, ba, cred că poți. Dacă n-am, nu spuse nicăieri, poți să pui. Că nu sunt super postate decât pe Instagram. Da. Adică n-au drepturi sau ceva. Da. Da, asta, de exemplu, cu de fi tu sarcii la mare, s-ar putea să fie o problemă. A, clar, sigur. Super. Aici ne-a bubuit o șampanie, deci a fost ceva. Vreți să facem acum un clip, să dăm drumul la un clip cu noi în spatele, behind the scenes, de ce se întâmplă când filmăm chestiile astea, că e ceva de vis. A, dar chiar vă ajută prietenul tău, nu la filmare și la montaj. Nu, astea sunt făcute de noi, doar de noi. Păi nu poate să-i ajute nimeni, pentru că este doar filtru pe Instagram. Dacă tu n-ai filtrul ăla de pe Instagram... Și montează Dan cu telefonul, totul e făcut doar cu telefonul, nu ne ajută nimeni. Ok, că de format... Nu, doar noi doi facem. Este foarte funny. Avem un ring light, da, asta trebuie să spun. Avem un ring light cu din ăla de telefon. Și acolo ne punem telefonul, ne așezăm repede, dăm handsfree, pac, spune-te, nu știu ce, zici, pac, stop, noi dăm stop, noi... Mi-a plăcut odată, ați fost, ați făcut Q&A, cum ar veni de la pe Instagram și cum ar veni personajul ăsta lui Dan, are și o amantă, care e Sandica, da. Care e, cum o cheamă, că am uitat, iertă-mă. Ruxy Maniu. Așa, Ruxy Maniu, că vorbesc cu ea tot timpul pe Instagram. Și e și aia, într-un mare fel, și l-a întrebat cineva acolo, dar cum e cu amanta? Și era așa, știi, că era Ilona lângă el, bă, dar așa bine, bă, personajul e făcut, the motherfucking shit. Și evident că și al tău este la fel de amuzant, dar personajul lui Dan parcă-l cunosc de undeva, dar nu știu unde, acel om care, nu, ce trebuie, seamănă un pic cu domnul ăla care tot zicea, la piasete, mi se pare că seamănă, ăsta e mai puțin pe figuri și mai mult pe, la un moment dat l-a întrebat cineva ceva de actor și a zis, exact clișeul ăla de cretin în pula mea, au mai sunt actorii de altă dată. Care asta mi se pare cât de prost să fii să zici așa ceva cu ei. Înseamnă că nu mergi la teatru, că sunt super mulți actori mega buni tineri în ziua de azi. Bă, mi-a adus ceva aminte foarte... Da, tati, zi, aveam un rând. Cannes, nu? Da. Dă-i drumul de aici, din podcastul ăsta. Că nu înțeleg de ce am chemat-o. Am uitat cu aia că a fost la Cannes. Băi, băiatule, ai fost la Cannes pe covorul roșu de la Cannes. După o oră stăteam de vorbă cu... Cum e aerul acolo, mamă? E frumos, rău, îți spun. Frumos. Foarte frumos, mi-a plăcut mult. Mai ții minte ce mi-ai povestit de la Cannes, nu? Mi-ai povestit... Lasă-mă, că o să uite. Stai că nu știu ce anume. O să uite, mi-ai când povestit. Când am cu creveții? Că și-a comandat creveți. Că mi-am comandat creveți și a venit crevetele. Cum era normal să vină, na, adică acum, de când am bani, pot să mă... Bă, știu cum vine, îmbrăcat. Dacă mai știu cum vine, știu cum să-l desfac, cum să-l îmbrac, cum să-l dau aia jos, să-l mănânc, să fie trebuie frumos. Trebuie să-l sugi, știi că trebuie să-l sugi? Asta Maria, m-a aflat și eu. Știi, adică... Serios, trebuie să sugi la el. Trebuie să sugi carapacea, are un gust foarte bun dacă a fost făcut într-un... Chiar dacă sosul nu se vede, Hayat m-a învățat să sugi carapacea înainte, e gustoasă. N-am făcut asta. Și tu atunci, stai un pic, ți-ai luat creveți pentru primul oară la Cannes. Da. Nu mai mâncasem până atunci. Ba da, mâncasem, dar din aia nu mi-am luat... Micuți de cortica, și acum vin întreg. Aia care mai și trag eu la tigaie câteodată, de scauciuc, așa. Crevetele la întreg. A venit ăla. În paste, grosul. Ia zi.
în pastele. Deci cum veneau pastele, așa, pac, floși cu el acolo, cu ochi, cu tot, cu... Și am zis, eu nu mănânc așa ceva, nu știu, era 50 de euro, cred că era o porție de paste acolo. M-am dus pe... ca lumea, nu așa. La, unde? La McDonald's în Cannes? Era la McDonald's. Zi-mă, și ce-ai făcut? Și m-am uitat așa, am scormonit pe acolo, am mai mâncat de dedesubt. Îl tot amânai, îl lăsai așa la urmă. Ziceam, mă, parcă. Și pe urmă, din ce mâncam de dedesubt, parcă ăla se mai tot descompunea și mai lăsa și niște antenuțe din alea. Și până la urmă am zis, nu mai lăsați. Nu mai mâncați, nu, că nu pot, că am așa o... Stă să-i miști ăsta cu salamă în gât. Îmi stă cârnatul ăsta în gât. Nu, mă, luați-le, că nu... Nu mi-a fost fomiță, cred că, că nu n-a intrat, știi? Mamă, și acum îți dai seama, când văd ăla, deci deja sunt chitită cu mult... Acum... Dar spune-mi cum și... a fost să fii pe covorul roșu de la Cannes. Și cu ce ai fost? Că, stai-mă puțin. Cu Sierra Nevada. Mm-hmm. Cu Sierra Nevada. Filmul îmi pare rău, nu l-am văzut, efectiv. Nu. Trebuie să-l văd. Cum a fost să fii pe covorul roșu de la Cannes? Băi, e foarte tare. Adică... Vedeai vedete din alea super cunoscute? Am văzut. Pe cine? Cred că pe Julia Roberts, dar nu sunt sigură dacă era chiar acolo. Ia s-o rodică mandacă. Ideea e că eu eram atât de entuziasmată încât mi se părea oricum că văd tot felul de oameni. Da, și, dar era foarte, a fost foarte mișto. Noi am prins proiecția cumva, proiecția noastră era undeva la 4, seara se întâmplau chestiile alea pe care le vezi. Vedem la televizor. Da. Dar, deci pe tine nu te-au dat, a trecut cu camera pe lângă așa. Ba nu, mi-au luat și un interviu, există și un interviu cu mine de pe covorul roșu în care eram... What? În engleză ai vorbit? Da, da. Scuze, ce te-au întrebat? Can we help you? Sau ce te-au întrebat? Some water, can you bring us? Yes. Nu, țin minte că nu auzeam pentru că era muzică și a venit și asta știu perfect că am zis de două ori. What? Odată că nu auzeam și a doua oară că mă gândeam ce urmează să răspund până să formulez fraza în engleză. Că eu cum sunt, nu era, știi? Durează un pic până eu zic, a, ok, tare. Și eu în capul meu, acum mă gândesc cum să traduc eu, să zic eu ție ce am de zis. Nu stai bine cu engleza, sau ce? Nu stau bine cu engleza. Am înțeles. Nu stau deloc bine cu engleza. Dar de ce, ai făcut franceză sau rusă? Hai să nu vorbim despre asta. A, nu stai nici cu alea bine. Am terminat intensiv engleză la liceu. Am și atestat. A, da, și cred că să-i da profa ta la Cannes. Ia zi, fă, că nu erai la oră. Ia zi. What? Așa eram. What? Stai mă puțin, mamă, ce tare. Deci nu, și nu, dacă era la ora 4, tu nu mai puteai să mergi după aia seara. Ba da, puteai, cred că puteai, nu știu. Dar noi, mergând doar cu proiecția noastră, trebuia să mergi acolo, să stai la proiecția filmului tău. Să te duci la filmul, mergeai și la un party care era special cumva pentru filmul tău. Pentru filmul tău, nu? Da, era un party al filmului care, da. Era și nu te simțeai așa super la modul cu ei, sunt la Cannes. Ba da, sunt era foarte tare. Deci ideea e așa că noi am fost acolo și am luat o masă undeva la Marriott-ul din Cannes, deci de pe croazier, foarte tare. Și era sus undeva pe Marriott, ceva de genul, la ultimul etaj, o terasă din asta imensă unde se dădea un dinner sau cum se numește ăsta. Mm-hmm. Se dădea de mâncare gratis. Se dădea moca. Unde era, se dădea pomană la Sierra Nevada la fiecare film, nu? Pateuri, ce? Da, saleuri de astea. Saleuri ce mai aveau ei acolo, înțelegi? Crănțărele. Exact. Care se dădeau după, stai un pic, se dădeau după proiecția filmului? Gen, te înainte duceai? De proiecția filmului, așa a fost la noi. Nu știu cum era. Dar acolo era un dineu cu, așa, cu distribuitorii, cu nu știu ce oameni. Că eu dacă nu vorbesc, ți-am zis, eu n-am vorbit cu oameni nimeni. Care nu știai fiecare ce funcție are, nu? Eu am vorbit cu are, cine nu? Mai era în stânga, în dreapta, că atâta puteam. De seama că era monologul interior al lui Ilona Brezoianu. Câți erați din producția românească? Toți. Eram fost toți actorii. Toți actorii? Aproape toți, cu mici excepții, cei mai în vârstă care n-au putut să vină. Am înțeles. Poți să le spui oamenilor care nu știu Sierra Nevada în regia cui este? Cristi Puiu. Și din ce an e asta? 2015 sau ceva de genul. 16 sau 15 sau 16. Da. Și am premiera la Cannes sau a fost în cadrul festivalului selectat? A fost în cadrul festivalului, a fost în competiție. A participat în competiție. În competiție, da. Și a câștigat ceva? Nu, n-a câștigat. A fost anul în care a câștigat Mungiu cu bacalaureat, cred, sau a câștigat, sau a luat premiu pentru regie, nu mai știu, n-a câștigat ceva premiu pentru regie. Băi, oricum, foarte tare, frate. Deci asta chiar mi se pare the shit. Eu cred că aș avea niște emoții, nu pot exact. Să-mi imagine. Adică erau acolo, erau gen tot felul de oameni îmbrăcați super eleganți și tu nu știai cine ești, ce funcție are. Da. Erau și străini, puteau să fie din alte producții, practic, nu? Astea erau, alte producții. Da, doar că cea mai tare chestie a fost că atunci când am plecat de acolo, de la cina aia, de la dinnerul ăla, de la Marriott, ne-au luat niște mașini ale festivalului, care erau super scumpe și miștoși, așa, și mergeai pe un culoar, așa,
unde în mașini erau stegulețe, mașinile erau cu steagurile României, cu stegulețele României, că na, venea cum e la trolebuze de 1 decembrie, nu? Exact. Venea convoiul na, da, filmului românesc, adică așa era, și ajungeai acolo și mașina aia te lăsa exact pe covorul roșu, adică nu te duceai nu pe jos. Te băgai Google Maps, duceai, stați intrai prima să... la stânga până dădeai de cineva. Trebuia să, na. Nu ți era frică că... Cred că mie mi-ar fi frică că... Dacă mă cac pe mine atunci, în momentul. Serios, eu m-aș gândi dacă mă ia cea mai mare căcare acum în rochie asta. Bă, scumpă. N-are cum să te ia, crede-mă că nu te mai nimic. Deci nu înțelegi pe ce planetă trăiești. Mamă, ce tare. Da, probabil nu o să trăiesc niciodată și asta. Și ai dar... avut asta când te-ai dat jos din mașină și ai călcat primar pe covor roșu să te ștergi așa un pic, vă, mochet, așa gen. Ce bună e asta. Să, dai să așa te descalți. Să scuturi așa, știi, când te dai jos și dai să sară praful. Nu, dar am avut o rochie care avea o trenă imensă, gen, adică mare, pe care trebuia să o mai și învârt pe mână, așa că nu puteam să merg cu ea. Și tot am mers cu ea, era cu rotocol pe mână, așa că m-am dat jos din mașină, deci o trebuia să vă opriți la poze. Cine ți-a făcut și poze, da. Să ți iei pe... Și erau mulți pare... fotografii așa, da, și... erau mulți. Mamă, mie asta mi se pare... Stai, bă, da. Iartă-mă, mie se pare greu, adică ca bărbat poate că ți-ai o poziție sobră, simplă, dreaptă, dar ca să ți-ai poziția aia, știi? Mi se pare incredibil cum... Nu ții nicio poziția aia, păi nu, dar ai văzut cum stau vedetele absolut normal, sunt absolut obișnuite, odată așa, odată așa, odată profil, odată așa, un zâmbet, pac, adică ești obișnuit să faci 10 poziții diferite. La noi n-a fost cazul, pentru că... Nu erai singură. Eram mai mulți, deci noi am mers cumva în echipă, deci n-am stat să-mi fac o poză eu singură acolo și așa. Am făcut cu toții o fotografie din asta de grup, că eram echipa filmului Sierra Nevada, dar în alte țări și, mă rog, cu alte filme și cu actori ăștia mai cunoscuți ce vedem noi, alea sunt într-adevăr niște ritualuri pentru așa ceva. Mm-hmm. Lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți și nu, mă rog, n-are sens să le faci, adică pe bune, ești, da, te duci acolo, mă făceam de tot căcatul, să mă pun eu în mijlocul covorului, uitați și așa, am și rochia asta, am și nu știu. Cine ți-a cărat rochia până acolo, până în can? Eu mi-am cărat-o. Tu ți-ai cărat-o? Eu cu mânuțele mele. N-a venit cineva cu voi? N-a venit nimeni. Cum te-ai asigurat că nu o să se mototolească și chestii de-astea? Mi-am făcut-o la hotel, mi-am călcat-o, mi-am... Ce credeai, mă, că au luat-o pe umeraș în avion? Unele rochii sunt foarte complicate de cărat. Maria, am mers cu fier de călcat, ne-am făcut acolo la hotel, toți ne-am îmbrăcat. Aveți de la eu am crezut că ai făcut-o la hotel, că i-ai dat să-ți o calci. Aveți mini butelie de aia. Te-ai călcat tu singură rochia? Da, eu mi-am călcat-o, dar cine crezi că mi-a călcat-o? Dar tu crezi că ajungi acolo și toată lumea zice, dați-mi mie rochița. Nu, dar stai puțin la hotel, poți să ceri serviciu de... Da. Nu știu. Adică am cerut eu în reșită. Am cerut eu, ceva. Da, am cerut noi eu când turneu. Noi eram cu fiarele de călcat după noi, fiecare cu cum costumul. Cum ați adus din București fier de călcat? Da. Du-te, mă, de pe aici. Pe cuvântul meu. Fata, dar orice hotel are fier de călcat, nu există așa. Bă, n-are cum. Pe vremurile alea nu aveau, Maria. Ăștia acum 4 ani? Deci delegația română la Cannes, fier de călcat, a dus-o scândura. Orice hotel, și în România, orice hotel, oricât ar fi de... Adică nu există să n-aibă fier. Învață de la mine data viitoare când mergi la Oscar în pula mea, să nu iei fierul până în America. Eram colegă cu doamna Ana Ciontea, vis-a-vis de mine stătea doamna Ana Ciontea lângă, ea avea fier, am zis, doamnă, dați-mi și mie să dau și eu puțin pe... Aveți și mâncare la pachilă? Băi, n-aveam mâncare la pachet, dar a fost foarte funny că... Pe vaz la geam, la mediu. Să bată soarele. Zacusca. Leona și luase și o țuică în caz de... Dar nu, eu în caz de răciște. Eu n-am stat la Marriott. Deci nu am fost cazat acolo. Nu, acolo a fost din ăsta de care vă zic eu. Nu, am fost cazați la un alt hotel pentru că... ce se întâmplă? Festivalul îți acordă cazare și masă pentru 2 sau 3 oameni din echipa filmului, regizor și așa mai departe. Mm-hmm. Acolo a stat Mimi Brănescu, care era leading și așa mai departe, și încă cineva, nu mai țin minte cine. Da. În orice caz, 2-3 oameni din distribuție care erau roluri mai mari au stat acolo, acolo ți oferea cazare. Noi restul, pentru că echipa filmului a hotărât ca și ne-au promis cumva că dacă filmul e selecționat, o să mergem cu toții acolo, pentru că așa e mișto și frumos. Și drept pentru care am plecat toți, dar ne-au cazat în... Am înțeles, deci a fost o chestie practic susținută probabil de casă de producție. Da. A fost susținută din ce știu de și de CNC sau nu știu exact, poate vorbesc prostii, dar a fost susținută și de România, cumva de...
Aha, ok. Nu. De probabil o instituție românească, am înțeles, ca să fie o chestie mișto de... Ca să fie, tare, da, de echipă, tare. Dar din partea festivalului, adică așa au mers doi actori, da, nu poți să iei pe toți 15. Da. Oricum, da. Foarte tare, felicitări, chiar mi se pare și, experiență incredibilă. Și ce faci? Deci tu treci pe covor roșu ca să te uiți la filmul în care ai jucat. Uh-huh. Și mergi în sala aia sunt și alți actori care sunt în cadrul festivalului? Probabil că da, eu nu am apucat să văd nimic, deci am intrat, era așa un rând la mijlocul sălii, unde un rând din ăsta de pentru VIP voi. Cumva, da, pentru noi, unde scrie eu ceva cu numele fiecăruia acolo, e foarte tare și ai această proiecție a filmului în festival, proiecția oficială a filmului. Și după ce te uiți la film? După ce te uiți la film, te duci, te schimbi de rochie, de nu știu ce și mergi la party. Unde acolo ai văzut actori pe care îi știai? N-am văzut, nu. Ți-am zis, cred că, nu știu sigur, dar am senzația că era un party doar al filmului nostru, cumva. Mm-hmm. Deci n-am fost... Sigur că există și petrecerile alea exclusiviste de care știți voi. Unde dar, sunt, acolo dar acolo doar nu ai cu acces. Invitații. Da, cu invitații, cu, adică nu... Doar unii, am înțeles. Da, da, da. Băi, foarte tare, mi se pare, nu știu, pentru mine e așa ceva super ireal, în același timp, tu ești o actriță care joci foarte mult și poate nu ți se părea ceva care o să fie imposibil, dar ai trăit o chestie foarte mare. Băi, și mie mi se pare, da, chiar acum zile trecute mai vorbeam cu cineva despre asta și mi-am adus aminte că ieri, cred, că băi, chiar e o chestie... Atunci wow. Nu-ți dădeai seama, dar acum când privești în urmă, ți se pare, mamă, ce tare a fost. Și da, chiar, deși 2015 sau când ai zis că a fost, mă rog, plus minus, tu erai, terminase facultate, erai la fac studentă sau... Eram la, cred că terminasem masterul sau ceva. Și masterul în 2015. Deci știu că l-am filmat exact în perioada în care lucram și pentru... Tu în 2015 ai terminat masterul, nu? Da. A, deci tu erai doar cu un an mai mică? Da, am vorbit despre asta la început. Nu, mai... Dar am, în ultimul an de master, când lucram pentru dizertație, atunci am și filmat Sierra Nevada. Deci am senzația că el a fost gata în 2016 sau ceva. Bă, e și o chestie, uite, vezi, a venit și foarte repede pentru tine așa ceva direct. Da. Adică, Hai că măcar erai la festivalul filmului din Brăila până atunci, mergeai. Deci direct la master te duci la Cannes, îți dai seama. E deci și mai mare show, cum mi se pare. Deci ca să ne înțelegem că e foarte talentat, asta vreau să spun, că nu se întâmplă oricui și pentru chestia asta. Că mi se pare ironia că e o actriță destul de diferită, adică tu ai niște chestii care sunt mai greu de găsit, chiar și la, cum se spune, nu știu. Vreau să spun ceva și nu găsesc cuvântul. Ai niște... Te referi la tipologie? Da, da, la tipologia ta. Nu e așa pe toate drumurile. Adică mi se pare că... Na, normal că nu îi se poate întâmpla oricui, nu pentru faptul că... N-a fost un noroc. Știi că tu ai spus mai devreme o chestie. Ai zis, bă, ținești de noroc. Nu e numai de noroc. Pana mea, ești o actriță. Nu, niciodată. E o chestie... cumulată. Da. Ai nevoie și de... Ai, în meseria asta și... Băi, ai nevoie să se întâmplă să nu ajungi la casting. Poate că tu ești omul potrivit pentru proiectul ăla și să nu ajungi la casting, să nu fii chemat, să nu fii habanam. Da, sau efectiv asta e o chestie, o chestie de destin, nu știu, nu-i neapărat. Da. De poate a trebuit să nu fii la castingul ăla pentru că s-a întâmplat altceva. Sau atunci, efectiv, poți să ai o zi atât de proastă la castingul ăla, să nu-ți iasă, să nu simți. N-ai zile când... Bă, nu, parcă nu ești tu. Cum parcă să nu? Ba îți iese, da, nu? Fu, Doamne, dacă n-am și, dat la chifle de exact, m-am plictisit. Și te auzi, normal, e ziua proastă când îți auzi replicile cum le dai și ești, mamă, ce prost. Știi, e primul semn. Eu oricând mă uit la mine, mi se pare că e prost. Așa am și eu impresia. Tot timpul că e prost. Nu m-am uitat vreodată la mine și am zis, da, bravo, Maria. Dar știi cum am luat un casting în, Doamne, tot așa, trebuia să vorbesc în engleză, știi? Și era un scurtmetraj și m-am dus și am citit textul și am sunat-o pe domnica și am zis, băi, da, zic, filmul ăsta e românesc sau că văd că textul e în engleză. Zic, și eu nu vorbesc engleză, adică sigur o dau de gard. Nu, că vino, că tu vino, că nu știu ce, mamă, m-am pus, am învățat textul ăla în engleză, m-am chinuit să fie cât de cât așa, nu știu ce. Și când am ajuns acolo și m-am întâlnit cu regizoarea mea, zis că de fapt trebuia să joc o bulgăroaică care vorbește engleză și că era perfect, adică era punct ochit, da, înțelegi? Da, da. Trebuia să vorbești engleză, da, prost. Stricat. Cât și mai... eu care mă uitasem acolo și ziceam, yes, it was, nu știu, tare, cum să o dau mai bine, erai să știi. Tulibu di budauciu. Exact. Băi, mulțumim mult de tot că ai venit la podcastul nostru. Sper că ți-a plăcut. Foarte mult. Nu e așa? Și cafea și astea a mers. Totul gratis. Totul. Hai mă, dă-i cafeaua, pana mea. Ah, iertă-mă. Era toată cafeaua asta, că prea ai comentat, dar până la urmă... Rwanda. Dar trebuie să mai facem o... Asta mi-a plăcut, că o să mai
O să mai chemăm invitații la podcast. Că a, da, o să rechemăm invitații la podcast după o perioadă, așa că... Că sunt lucruri, avem multe de vorbit și încercăm să nu ținem nici prea lung episodul. Și dacă cât are un episod? În general o oră jumătate încercăm. Acum mai nu are o oră jumătate, dar înainte aveam mai puțin, dar de când avem invitați, cam o oră jumătate. Și de când putem să tragem continuu. Ilona Brezoianu, pe care o puteți vedea la Teatrul de Comedie, alături de Mihai Bendeac, în spectacolul 2 pe o bancă, și pe Instagram apar chestii foarte funny cu familia Fălci. Și dați-i follow și lui Maria Popovici, ăștia care vă uitați acum la podcast, care sunteți de la mine de pe Instagram, dați-i și ei, că s-a supărat mai devreme, că are cu 12.000, să facem acolo. Miss Maria Popovici, da, se pare că am cu 12.000 de follower, mai puțin ca Ilona, care mie mi se pare penibil.